children, not only from the city, but from the towns all around the city. And although it is a music camp, we do choir and we do instruments, our number one goal is social transformation. Our desire is to inspire the children to set high goals and to work hard to achieve them. And welcome. It is so wonderful that you have come this afternoon to celebrate music and children. Este minunat să vă avem aici în această după-amiază să sărbătorim acești copii minunați și muzică. This is the third edition of Music Camp in Făgăraș. Anul acesta suntem pentru a treia oară cu Tabra Music Camp în Făgăraș. I think what you will hear today will be wonderful and you will be so proud of your children. Cred că ceea ce veți asculta astăzi vă va face să fiți foarte mândri de copiii dumneavoastră. I have two requests, please, before we begin. Înainte să începem, vreau să vă rog două lucruri. Would you please be sure that your mobile phones are either on silent or off? Vă rog să vă asigurați că telefoanele mobile sunt pe silent sau chiar închise. And if you choose to take pictures, we ask that you please remain seated so it does not disturb the people behind you. Dacă vreți să faceți poze, vă rugăm să rămâneți pe scaun, astfel cei din spatele dumneavoastră să poată vedea în continuare. My name is Connie Fortunato. I'm the founder and president of Music Camp International. We have worked in Romania for 17 years. Numele meu este Connie Fortunato, de 17 ani lucrăm în România și sunt fondatoarea acestui proiect. Presenting with me is one of our teachers, Alma Marinescu. She will be sure you understand what I have to say. Să mă asigur că este clar și veți înțelege absolut tot ceea ce ne transmite Miss Connie. We are very honored today to have accompanying the children members from the State Orchestra of the Sibiu Philharmonic. Would you welcome them, please? In just a few moments, I will tell you a bit about our project. But first, we want the children to play for you. În câteva momente vă voi spune mai multe despre proiectul nostru, dar întâi vreau să-i lăsăm pe copii să interpreteze o piesă instrumentală pentru dumneavoastră. Music Camp is a combination of choir and instruments. Programul nostru este o combinație între muzică corală și muzică instrumentală. Most of these children are playing these instruments for the first time in their lives. Foarte mulți dintre acești copii cântă pentru prima oară la instrumentele care îi vedeți în mână. They will play the march in D major. Vor interpreta marșul în re major. It will be conducted by one of our teachers, Katia Stațiuc. Care va fi dirijat de unul dintre profesorii noștri, Katia Stațiuc. Thank you.
Now we will give the children an opportunity to get in their choir positions. Vom oferi copiilor o ocazie să meargă la locurile lor în cor. And while they do that, we will tell you just a little bit about our project and our week together. Și cât timp aceștia se pregătesc, vom spune un pic despre săptămâna pe care am petrecut-o împreună și despre proiectul nostru. I already told you that Music Camp International has worked in Romania for 17 years. V-am spus deja că suntem acest proiect în România de 17 ani. Our number one goal is to inspire children to set high goals and work hard to achieve them. Principalul nostru scop este să inspirăm copiii să aibă scopuri înalte și să să realizeze ceea ce își propun. We believe passionately that all children have music inside. Credem cu pasiune că fiecare dintre acești copii sunt într-adevăr talentați. Our opportunity is to help them discover and develop that talent. Este șansa noastră să îi ajutăm să descopere și să dezvolte acest talent. We believe that in that discovery they find dignity, hope and self-confidence. Credem că prin această descoperire ei vor găsi demnitate, speranță. And so the music is a living laboratory of social relationships. Muzica este deci un laborator viu prin care creăm relații. It is not so much about making professional musicians. Acest proiect nu este despre a crea profesioniști. We believe that these young people have the ability to become the leaders of tomorrow. Credem că acești tineri au potențialul de a deveni liderii zilelor de mâine. And as they learn to set high goals and work together, they learn to develop a lifetime of learning. Și învățând împreună să ne stabilim scopuri înalte, învățăm să depindem unii de ceilalți și să facem lucrurile într-o comunitate. The repertoire that they sing today will be sung in 4 languages. Repertoriul ales pentru astăzi va fi cântat în 4 limbi. The first one is a combination of Latin and English. Prima piesă este o combinație de latină și engleză. It talks about the power of music to bring joy. Vorbește despre puterea pe care muzica o are de a aduce bucurie în sufletele noastre. The second piece is by Haydn from his oratorio The Creation. Cea de-a doua lucrare este din oratorul Creațiunea de Haydn, and that is sung in Romanian. Și pe aceasta o vom interpreta în limba română. Thank you.
is a Latin piece, Gloria Deo, by a contemporary composer. Următoarea lucrare este o piesă în limba latină care se numește Gloria Deo și a fost scrisă de un compozitor contemporan. And then the children will sing a very special song called Inscription of Hope. După aceasta, copiii vor cânta un special un cântec deosebit care se numește Inscripție a Speranței. The composer, who is a living composer and highly respected, has requested that this be read before the children sing. Compozitorul, care este un compozitor viu, trăiește, a cerut ca acest mesaj să fie citit de fiecare dată înainte ca melodia să fie interpretată. Holocaustul, o zguduitoare aducere aminte a consecințelor tragice, ale prejudecăților și a urii dintre oameni, este de asemenea un prilej de a ne aminti că speranța neclintită va fi victorioasă în ciuda oricăror împotriviri. Cuvintele următoarei melodii au fost găsite inscripționate pe pereții unei celule din Köln, Germania, unde evrei se ascundeau de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Speranța era singurul lucru pe care aceștia se puteau sprijini. Speranța a fost singura lor punte spre un viitor mai senin. Următoarea melodie se numește, așa cum am spus, Inscripția Speranței și folosește o binecunoscută temă muzicală de proveniență rusă. Textul este o încurajare pentru toți cei care trec prin situații dificile, prin suferință sau prin tragedii. Un îndemn să fie puternici și să nu își piardă speranța. În cinstea originii ruse a compozitorului, copiii vor interpreta ultimul fragment în limba rusă. Acesta înseamnă, fie ca întotdeauna să fie soare, fie ca întotdeauna să fie fericire, fie ca întotdeauna să fie dragoste, fie ca întotdeauna să fie pace. Gloria Deo, Gloria, in excelsis.
The next song that children will sing, they will sing in Spanish. Următorul cântec îl vom interpreta în limba spaniolă. And it says, sing together joyfully with one voice. Și spune, mesajul acestuia spune cam așa, cântați împreună cu bucurie într-un singur glas. Then they're going to do an American folk song. Apoi vor interpreta un cântec folk american. It's called Gonna Build a Mountain. Se numește Am de gând să construiesc o munte. But what it really is a word picture about setting high goals. Și de fapt este o descriere a ceea ce înseamnă să îți stabilești idealuri înalte. And we encourage the children to set high goals one step at a time. Și noi încurajăm pe copii să-și construiască aceste idealuri pas cu pas. Enjoy Gonna Build a Mountain. Thank you.
last song that the children sing speaks to the core values of Music Camp International. Următorul cântec și ultimul pe care îl vom interpreta vorbește despre valorile noastre fundamentale. Because we believe that the greatest gifts in life are not gifts that are bought with money. Noi credem că cele mai importante daruri în viață sunt acelea pe care nu le putem cumpăra cu bani. The greatest gifts in life are the gifts we give of ourselves. Cele mai importante daruri în viață sunt cele de a ne oferi pe noi înșine. The gift of kindness and encouragement. Darul bunătății și al încurajării. The gift of help and of care. Darul de a avea grijă și de a ajuta. The gift of raising a person up when they are down. Darul de a încuraja o persoană atunci când au o perioadă dificilă. Each of us can give those gifts to another. Fiecare dintre noi putem oferi aceste daruri. And we believe that when we give those gifts, we lift a person to more than they would be without it. Și noi credem că oferind aceste daruri, încurajăm o persoană să devină mai mult decât crede ea înșiși că poate fi. The children sing, "You raise me up." Copiii vor interpreta, "You raise me up."
a project of this magnitude is done by many people working together as a team. Trebuie să știți că un astfel de proiect se poate face doar împreună cu mulți oameni care lucrează împreună ca o echipă. I would like to have my teachers and the team please come and take a bow for the work that they have done with the children, which I think is extraordinary. Please come, Amelia, Dorina, Diana, Nina, Anka. Introduce them, please. Teaching Clopote Resonance, Horatio. Teaching Viola Doi, Anka. Teaching Orff Instruments, Clopote Klasic, serving as my accompanist and coming from Ukraine, Katya Stetsuk. Teaching Viola Uno, Nina. Teaching Viola, Alma. Teaching Guitar, Dorina. Teaching Violoncello, Diana. And teaching Fluye, Amelia. I would also like to recognize the director for Music Camp International in Romania, Esther Peter. Our partner here in Făgăraș has been Diana. Diana, would you like to say a few words? Îl voi lăsa pe domnul primar să emâneze un buchet de flori lui Coni Fortunat. Un aplauz de dumneavoastră! În al doilea rând aș vrea să invităm lângă noi pe Esther Peter, pentru că este prietena noastră de aici, din România. În aplauzele dumneavoastră. Mai tare, mai tare! Mulțumim frumos! L-am adus alături de mine și pe domnul primar. Poți să traduci, te rugăm, Alma? Sigur, dorim să-i mulțumim în mod deosebit domnului primar pentru sprijinul acordat pentru realizarea acestui proiect. Vreau să mulțumesc în primul rând părinților pentru că și-au înscris copiii la tabăra de muzică și în acest an 2018. Suntem la a treia ediție. Mulțumim Music Camp International pentru că ați revenit la Făgăraș. Mulțumim pentru cadoul pe care ne l-ați făcut, acest tricou galben pentru Iris, fetița mea. Dacă tot am venit aici pe scenă, vreau să mulțumesc primăriei și Consiliului Local Făgăraș pentru că au finanțat acest eveniment anul acesta. Și după muzică, în mod deosebit să mulțumesc Colegiul Național Radu Negru, precum și domnul director Maria Racu. Vreau să spun cu sentiment.
Vreau să mulțumesc din tot sufletul colegilor mei de la Casa de Cultură Făgăraș pentru tot ce au făcut în această săptămână. Mulțumim frumos și domnului primar, vă mulțumim din tot sufletul. L-am rugat să aducă florile pentru că e mai frumos să vină un buchet de flori din partea unui domn. Mulțumim frumos, domnul primar. Eu o să vă mânez microfonul să spuneți și dumneavoastră două cuvinte. Dacă v-au mai rămas după asemenea concert. Vreau să vă mulțumesc ceea ce faceți pentru copiii noștri. Cred că sunt în sentimentul părinților. Și vă așteptăm cu drag, an de an, aici la Făgăraș, pentru că ceea ce faceți pentru noi și pentru copiii noștri este ceva extraordinar. I would like you to just recognize the orchestra one more time, please. The reason we are here, I would like you to recognize your children. Thank you. Have a blessed year. We look forward to coming again. Thank you.